Acest program conține plasare de produse. Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Lăcrămioara Pralea, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Sănătate înainte de toate. În prima parte a emisiunii vom vorbi despre ulcerele gastrice și duodenale. Cum apar aceste boli, ce se întâmplă dacă nu sunt tratate la timp și așa cum trebuie, dar și ce măsuri trebuie să ia un bolnav de ulcer. Aflăm astăzi de la invitatul meu, domnul profesor doctor Mircea Beuran, șeful secției de chirurgie de la Spitalul Clinic de Urgență Floreasca. Bună ziua, domnule profesor, mă bucur că ne sunteți alături. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Domnule profesor, cum apar aceste ulcere și de ce sunt mai frecvente primăvara? Ele nu sunt mai frecvente primăvara. Există un ciclu la această patologie, ulcerele gastroduodenale, primăvara și toamna. De ce primăvara și toamna? Observațiile clinice au arătat că apar de obicei la schimbarea tipului de alimentație. Toamna către iarnă se trece de la alimentația proaspătă, să spunem, din timpul verii și a toamnei, în care lumea mănâncă legume, fructe și totul proaspăt, iar intrăm în perioada de iarnă, în care se mănâncă sub formă conservată. Multe din formele de conservare a alimentelor le mâncăm în perioada iernii către primăvară, iar primăvara reîncepem să mâncăm legume și fructe proaspete. Deci trecerea aceasta de la alimentația proaspătă la alimentația conservată și de la cea conservată la cea proaspătă, s-a observat că incidența acestor tipuri de ulcere este în creștere. Dar trebuie să știm și alte detalii pe care, dezvoltându-se tehnologiile și tipul de investigații, observația clinică în timp, a arătat foarte clar că sunt mai multe cauze care duc către formarea unei ulceri. Așa, un preambul al stării ulceroase este forma de gastrită. Gastrita aceasta, la începutul perioadei în care nu aveam endoscopia, era căutată pentru că suferința prin durere, prin hiperaciditate sau prin hipoaciditate, prin meteorismul, balonarea care o dădea, disconfortul alimentar imediat după ce îngurgitai, dar nu o evidențiai prin imagine radiologică de nișe sau de ulcer, ea fiind ulcerul acesta o porțiune din corpul, din peretele gastric, în care se formează ca un crater. Lucrul acesta, neobservându-se, se mergea pe ideea unei gastrite cronice. La rândul lor, aceste gastrite pot fi cu atrofie de mucoasă, cu hipertrofie de mucoasă gastrică. Cele de hipertrofie pot fi fără aciditate, deci în care aciditatea este foarte mică, deci procesul de digestie nu este complet, sau hiperaciditate. În cele atrofice sunt niște factori pe care această celularitate gastrică îl face, în special pentru a putea să se formeze niște factori care se numesc factorul extrinsec, pregătirea pentru a fi absorbită vitamina B12, acidul folic, etc. Deci, plecând de la această observație clinică și odată cu apariția endoscopiei, diagnosticul acesta s-a putut discerne mult mai bine, odată prin faptul că se vizualizează, al doilea pentru că se poate recolta biopsii
și în cazul gastritelor și în cazul ulcerelor, în așa fel încât prin examinarea aceasta se poate cerne un diagnostic de mai multă precizie. Deci întâi este gastrita și apoi ulcerul. De obicei e un preambul gastrita. Ea fiind, așa cum spuneam, am prezentat într-o formă mai generală, de mai multe feluri. Dar dacă e să judecăm și această gastrită, ea este dată de, să zicem, factorii alimentari, mâncărurile grase, consumul de alcool, fumatul, tipul de mâncare care poate să fie, unii mănâncă mâncarea foarte fierbinte, alții mănâncă mâncarea rece. Tratamentul îndelungat cu anumite medicamente. Asta poate fi o altă cauză, consumul de antiinflamatorii, nesteroidiene, consumul de aspirină. De exemplu, poate să fie o gastrită toxică, uremică, la cei care sunt cu insuficiență renală. Sunt boli endocrine care dau o patologie a tubului digestiv superior, stomac duoden. Sunt boli neurologice, tumori cerebrale care pot da. Există ulcerul de stres, ulcerul pacientului ars, pacientului cu traumă cerebrală. Deci etiologia aceasta este multiplă. Dar dacă ne întoarcem către zona diagnostică, ea a fost rezolvată foarte bine prin apariția endoscopiei. Ba mai mult, în ultimul timp a apărut și ecoendoscopul, care poate să măsoare grosimea peretelui, profunzimea craterului, vecinătatea, și se pot recolta multiple probe din acel crater pentru a putea discerne dacă ulcerul gastric în special este ulcer sau cancer gastric. Lucrul acesta e nevoie de știut pentru că tipul de tratament nu te lasă să pierzi timpul. Una e să tratezi un ulcer gastric, alta e să ai deja diagnosticul de cancer gastric. Dar când apar simptomele, boala este avansată? Simptomele acestea putem să le începem discutând. Poate să fie, așa cum am zis, o gastrită, deci o inflamație, și să putem să avem ca debut durerea și tulburările digestive. Dar n-am încheiat din etiologie un element foarte important pe care știința l-a adus, este prezența Helicobacter pylori. Deci arată că această boală are ca și cauză o infecție bacteriană cu această bacterie Helicobacter pylori, care cam 60% din ulcere se însoțesc de această suferință. Ea se poate controla aceasta prin faptul că se poate face antigen de Helicobacter pylori din scaun și îți dă un diagnostic cu certitudine. Sunt mai multe metode de diagnostic. Se poate lua o probă directă din stomac, din sânge, din salivă, din respirație, etc., în așa fel încât să diagnosticăm acest Helicobacter pylori. Mai trebuie atenționat, pentru cel care are în casă, deci în familie, Helicobacter pylori, el este un focar. Adică datorită faptului că se mănâncă împreună, se spală împreună, trăiesc împreună, lucrul acesta poate fi transferat de la unul la altul, și a avut mare grijă vis-a-vis de copii, pentru că și ei au o predispoziție de a acapara acest Helicobacter pylori. De ce insist pe acest Helicobacter pylori? Pentru că până lămurim niște lucruri de diagnostic, trebuie știut că tratamentul corect este cu antibiotice pentru Helicobacter pylori, pentru că este o bacterie, și lucrul acesta este vădit, știut la ora actuală, că poate să existe o rezistență la tratament și trebuie schimbat tratamentul și făcut 2-3 cure uneori până ajungi
ca să sterilizeze, să zicem, zona digestivă, iar apoi să tratezi ulcerul. Deci degeaba cauți să tratezi ulcerul dacă n-ai tratat Helicobacter pylori. Acum, pacienții aceștia, de regulă, se împart în trei categorii. O categorie să fie pacientul cu ulcer gastric, care se poate așeza oriunde pe suprafața corpului gastric, fața internă a stomacului. O altă categorie de pacienți care au ulcerul pe duoden, prima porțiune de intestin subțire. Și există o categorie care au ulcer și stomac și duoden simultan. Există clasificări, există atitudini pentru aceste tipuri de localizări ale ulcerului, dar ca să simplificăm și să se înțeleagă mai bine ce se întâmplă, le luăm metodic pe segmente. Ulcerul gastric este un ulcer care poate să apară prin condițiile pe care le-am spus, dar trebuie știut că și impactul genetic, adică moștenirea din familie, dacă părinții, bunicii au fost ulceroși, poți să faci și tu această boală. Există școli care recunosc că ulcerul gastric provine din gastrite neîngrijite, transformarea într-un ulcer, un ulcer care nu a fost urmărit ca lumea, nu a fost tratat helicobacterul, etc. Și acest ulcer gastric se poate transforma în cancer gastric, deci este știută treaba aceasta, dar există și școli care spun că există direct, odată ce s-a format leziunea gastrică, de fapt este o leziune de la bun început malignă, este un cancer. Lucrul acesta îl discerne foarte bine ecoendoscopia cu biopsie, cu examen histopatologic, chiar dacă este malign, cu imunhistochimie. Cu ce vine acest bolnav cu ulcer gastric? El vine cu dureri care după sunt masă, în capul sau pieptului, da, și care apar imediat ce a mâncat. De ce apar imediat ce a mâncat? Pentru că în clipa în care stomacul, fiind un rezervor, acumulează acest bol alimentar, celulele parietale au diferite funcții, unele din ele au o funcție de a fabrica acid clorhidric, cel care în malaxorul gastric pregătește desfacerea componentelor ca apoi, prin tubul digestiv, nutrimentele necesare să fie absorbite. În momentul în care se formează acest acid clorhidric, în clipa următoare, rana, ulcerul, el fiind de o anumită profunzime, având sensibilitatea respectivă, pacientul are dureri imediat. Durerile acestea nu și le poate liniști, pentru că în timp a observat decât vărsând. În momentul în care varsă, stomacul se golește, își golește conținutul, dar caracteristica acestor pacienți este totdeauna să fie slabi, pentru că ei nu au timpul necesar să asimileze mâncarea, pentru că tot timpul o varsă. Acest ulcer gastric, la rândul lui, odată depistat, dacă vorbim de ulcer gastric, odată depistat, obligatoriu se face depistarea de helicobacter și avem anatomia patologică de ulcer. Și atunci se începe tratamentul pentru helicobacter cu antibiotic și se repetă antigenul din scaun și în clipa în care am liniștit activitatea bacteriană, începem tratamentul cu o medicație specifică, inhibitori de pompă de protoni, blocanți de H2, pansamente gastrice, o dietă care de obicei este o dietă ușoară, gătită prin fierbere, în așa fel încât să putem să recuperăm și să
vindecăm acest ulcer gastric, care de fapt se transformă într-o cicatrice care poate fi observată la controlele pe care se fac de către medicul gastroenterolog endoscopist. Pacientul trebuie să stea internat în spital sau urmează acest tratament acasă? El urmează tratamentul și dieta, dar va fi nevoit ca după 4 săptămâni să vină la control. De ce este acest termen foarte scurt, să spunem? Pentru că dacă tendința nu este să se închidă la toate aceste manevre, dietă, igienă, medicație, atunci există în continuare suspiciunea de a se maligniza. Și una e să prinzi un cancer la debut și alta e să lași să se dezvolte în corpul gastric și de aici să migreze mai departe. De aceea, proba de control este după 4 săptămâni. Dacă lucrurile acestea le sunt știute, rămâne totdeauna controlul de primăvară-toamnă la această categorie, adică ulcerul gastric rămâne în observație. Trebuie să știm și alte situații. Deci ulcerul acesta gastric trebuie să-l gândim nu numai pentru pacienții care, am spus, beau, fumează, mănâncă mâncare grea, mănâncă mâncare picantă, deci lucruri, beau lichide care sunt excitante, chiar și consumul excesiv de ciocolată este o problemă, pentru că ciocolata face ca să relaxeze sfincterul inferior al esofagului, ceea ce permite un reflux care poate să-l aibă în cadrul patologiei acesteia. De aceea trebuie în perioada respectivă moderată tot acest tip de dietă cu care pacientul era învățat. Dar apa minerală ar trebui evitată? Toleranța, după cum știm, apa minerală este acidă și există și apă care este alcalină. Deci, de regulă, se interzice superaciditatea, adică la aciditatea pe care o fabrică și îi face o inhibiție pentru această aciditate, excesul de aciditate trebuie limitat. Așa cum este, de exemplu, limitat consumul de vin alb. Deci, ulcer roșii au contraindicația vinului alb, pentru că vinul alb este de regulă acid, iar de obicei compensarea aceasta se face cu un pahar de vin roșu, pentru că este mai puțin acid, dar totodată și el poate să aibă contraindicații pentru altă patologie pe care poți să o ai. Deci nu vin alb, nu băuturi carbogazoase, nu ciocolată, cafea. Nu exces de ciocolată. Nu exces de ciocolată. Și excesul cafea? De cafea și chiar excesul de ceai sunt lucruri excitante pentru mucoasa gastrică. Dar prăjerile? Nimic. Nimic. Totul fiert. Deci mâncarea gătită fiartă, pentru că noi urmărim ca în aceste 4 săptămâni să ducem un crater ulceros spre vindecare. Dacă avem lucrul acesta, avem liniște că îngrijim un ulcer. Ar trebui evitat, domnule profesor, și stresul? Acum, dacă ne întoarcem la stres, sunt mai multe forme de stres. Stresul din viața socială, de zi cu zi, stresul familiar, stresul sărăciei, stresul în cazul unor boli, deci sunt boli care dezvoltă acest stres și pot să apară aceste zone ulcerate, de foarte multe ori pot să apară sub forma multiplelor zone ulcerate, așa ca niște spiculi care se găsesc. Mai există, de exemplu, și un anumit tip de suferință în care sunt niște formațiuni tumorale care fabrică un exces de gastrină și avem o rezistență la tratamentul de ulcer și atunci trebuie căutate aceste structuri care fabrică gastrina. Gastrina se poate
controla printr-o analiză specifică de concentrația gastrinei din sânge și atunci trebuie să cauți locul unde se dezvoltă această formațiune, este greu să motivăm multiplele cauze și multiplele forme pe care poate să le ia segmentul acesta prin apariția ulcerelor. Dar pentru ulcerul gastric trebuie să știm un lucru, că are un potențial, dacă nu este îngrijit corect, de malignizare, iar complicațiile care pot să dea, dacă randamentul regimului și tratamentului medical este scăzut și evoluția acestei formațiuni ulceroase continuă, sunt câteva complicații. Una din complicații este perforația ulcerului. Perforația ulcerului dă pentru început o peritonită chimică, că se evacuează conținutul de acid și de bilă. Cum se manifestă? Ce simte pacientul? Pacientul simte o durere vie, rămâne cocoșat, deci nici nu poate să-și îndrepte peretele abdominal, pentru că se produce o contracție, este acel abdomen de lemn, automat fuge către spital, este într-o poziție specifică de protecție a durerii, aproape că nu-și permite să respire, așa este de vie această durere, și se pune în evidență foarte bine printr-o imagine radiologică specifică în care apare pneumoperitoneu, adică prezența aerului în cavitatea peritoneală. O altă complicație, și trebuie operat imediat, o altă complicație este ulcerul hemoragic, care se verifică prin faptul că pacientul are o vărsătură sub formă de hematemeză, adică sângele digerat de acidul clorhidric dă imaginea unui zaț de cafea, care poartă numele de hematemeză, iar sângele digerat care trece în intestin, acest sânge digerat apare sub forma unui scaun moale ca păcura, negru, lucios, lipicios de scaunul de WC și are un miros cu totul particular, chiar se spune, că dacă ai mirosit odată o melenă, când intri într-un salon, dacă cineva are melenă, pui diagnosticul numai prin faptul că mirosul este foarte specific. O altă complicație care poate să o dea aceste ulcere sunt stenozele. Stenozele sunt date de faptul că prin tendința de cicatrizare a acestor ulcere micșorează diametrul stomacului și fie că este la ieșire, adică spre regiunea antrală, fie că este mediogastrică, acesta se strânge și conținutul gastric nu mai poate să plece. Pacientul varsă într-una, se deshidratează foarte mult, dar specificul acestor pacienți este că vărsătura lor nu aduce în conținutul vărsăturii bilă, pentru că este închis spațiul acela piloric și refluxul din duoden spre stomac nu se mai face. Deci este o particularitate care te ajută să pui diagnosticul numai văzând conținutul vărsăturii. Toate aceste complicații trebuie rezolvate chirurgical, inclusiv cel de malignizare a ulcerului. Mai putem spune că poate să apară ulcer și după chirurgie. Chirurgia se poate găsi în câteva ipostaze. În anumite condiții nu poți să ridici formațiunea aceasta stenozantă infiltrată în pancreas de obicei și atunci se face o derivație gastrojejunală și există prezența ulcerului pe gura de anastomoză. În alte situații se face rezecția și trebuie știuți că rezecații gastrice după 20, 25, 30 de ani pot să dezvolte cancer pe bontul gastric și el trebuie să știe că trebuie să urmărească lucrul acesta. Trebuie știut că în contextul anumitor boli, cum am spus, boli neurologice, cardiace, pulmonare, să știți că, de exemplu, foarte mulți bolnavi pulmonari cu BPOC, cu insuficiențe respiratorii, cu bronșectazii,
cu enfizem pulmonar pot să dezvolte ulceri, deci vine extra gastric suferința. Da, deci nu este de glumit, domnule profesor, cu aceste ulcere. Trebuie să ajungem neapărat la spital și să primim tratamentul adecvat pentru a nu face complicații. Exact. Vă mulțumesc din suflet că ați fost astăzi alături de noi. Vă mulțumesc și pentru informațiile pe care ni le-ați oferit cu privire la ulcere și să știți că vă reaștept cu mare drag cât mai curând posibil. Mulțumesc pentru invitație. Dragilor, noi luăm o mică pauză de publicitate, dar dumneavoastră să nu plecați din fața micilor ecrane. În două minuțele revenim cu un alt invitat.